Pentru crema de vanilie sau crem patiserie, vom avea nevoie de 500 de ml de lapte, 4 gălbenușuri, 4 linguri de zahăr, 3 linguri de amidon sau făină, o esență de vanilie și o lingură de unt. Punem gălbenușurile împreună cu zahărul într-o cratiță și le amestecăm cu telul. Adăugăm și amidonul și vom omogeniza până obținem un amestec fără cocoloașe. Între timp, vom pune laptele pe aragaz la fiert. Când laptele dă să fiarbă, îl turnăm treptat peste crema de gălbenușuri, amestecând. Vom proceda astfel cu tot laptele. După ce am turnat tot laptele, punem crema înapoi pe aragaz la foc mic, amestecând constant. Ea se va îngroșa precum o budincă. După ce crema începe să se îngroașe, adăugăm esența de vanilie, mai amestecăm puțin, apoi luăm crema de pe foc și o lăsăm 2-3 minute la răcit. După 2-3 minute, adăugăm untul, amestecăm și acoperim crema cu folie alimentară, dar acoperim direct crema, nu tigaia. Astfel, prevenim formarea unei cruste.